ce? Eu bag la patron, eu bag la stat. Am dreptul la somn, prin părere uitat. Așa pot fi domn, la mine-n pat. Eu nu vreau să fiu pe viață legat. Eu bag la patron, eu bag la stat. Eu bag la patron, eu bag la stat. Vă mulțumesc mult! Să știți că nu vin la Dubrovița cu piesa asta ascunzându-mă de București. Când m-au chemat la Casa Poporului, la Palatul Parlamentului, pentru un recital, le-am cântat acasă la ei. La deputați, la parlamentari, le-am cântat piesa asta. Pentru că le este dedicată lor, în primul rând. Piesa care urmează este tot o piesă mai nouă, scrisă în ultimii 2 ani. O piesă numită Las-o să plece. Și aș vrea să vă spun 2 cuvinte înainte. Las-o să plece este singurul lucru pe care îl putem spune doamnei sau domnișoarei când pleacă. Dacă începe cu prostioare din astea, soarele meu nu pleca, minunea mea, fără tine nu pot trăi, fără tine viața n-are rost, partida este pierdută. Când ea vrea să plece, trebuie să-i spui las-o să plece. Sigur, și invers. Când el vrea să plece, nu ne apucăm să-i spunem titan al gândirii, titan al familiei, nu pleca, rămâi cu mine. Lăsați-l să plece. Să-i lăsăm să plece de lângă noi pe cei care vor să o facă. Vom cânta împreună această piesă, vă asigur. Avem nevoie de mai mult ritm aici, puțin mai tare toma, puțin mai prezent, pentru că o să vă dați seama imediat de ce. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Vezi că totul s-a sfârșit, că dragostea l-a sfințit și în brațe nu mai vrea să stea și moare trist iubirea ta. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Ți se rupe inima, când nu mai vrea să fie a ta, când nu te simți să pun pe ea, când ți-ai spus că va pleca. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să cadă, să-i fie dor de această baladă. Dacă e rece, tot o să plece. Las-o, las-o să fugă, n-o vei convinge cu nicio rugă. Orice ai face, nimic nu ține. Dacă poate trăi fără tine, departe de tine. Și te încearcă al coșmar, că alte brațe se va duce și ție îți va pune cruce. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Când ești căzut pe gânduri, vai, speranțe nu mai ai și stai pe ghimbii geloziei crunte, ce ți se strânge piept și-n frunte. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o în pace.
Dragoste cu forța nu se face. Tu o cunoști și simți că minte, că lângă te vrea și te așteaptă cu minte. Las-o, las-o la altul să vadă de jos că tu ai fost în altul. Las-o să se mintă că e bine, nimeni nu va iubi ca tine. Când vezi cu tot ce a jurat, a și uitat, a și pătat, când știi că este prea nedrept și simți cum a dat de foc un pierd. Las-o să dea cu fruntea de pragul de jos, să vadă că a pierdut tot ce-a fost frumos. Las-o, nu mai sta ca pe ace, iar-o și tu, că nu știe ce face. Las-o, haideți, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Las-o, haideți și noastră, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Știți ce? Vreau să facem un experiment aici cu domnii, cu băieții, cu bărbații din sală, să cântăm doar cu vocile masculine. Las-o să plece, da? Haideți! Haideți! Las-o! Sunt mai puternice decât domnii. Feminile din sală, doamnele și domnișoarele, sunt aici? Sunteți aici? Haideți să vedem, cântăm. Lasă-l să plece, da? Pe el. Lasă-l să plece. Haideți. 1, 2, 3 și... Lasă-l! Lasă-l să plece! Oh, ia vedeți. Lasă-l! Lasă-l! Lasă-l să plece! Tare de tot! Încă o dată! Lasă-l! Lasă-l să plece! Mulțumesc minunat și de primul refren! Lasă-o! Lasă-o să plece! Hai cu toții! Toți! Lasă-o! E spectaculos ce energie se află aici, defalcat, așa pe genuri, feminin, masculin. O să vă rog să-mi permite să fac un lucru care de obicei pe scenă nu se face, și anume să îmi dau jos puloverul. Și să vă spun că suntem în 23 ianuarie, pregătim 24 ianuarie, adică mica unire, și să vă uitați cu atenție, mai ales dumneavoastră cei mici, la ce scrie pe acest tricou. Ce înseamnă 1 decembrie 1918? Înseamnă Marea Unire. 1859 a pregătit această zi, care a fost cea mai importantă zi din istoria noastră. Să știți că eu cu acest tricou merg și în afara țării, și în țară, și în marile săli, și în micile săli, pentru că este credința noastră că la asta trebuie să ne gândim mereu. Până nu o să se întâmple din nou asta, cred că nu o să stăm liniștiți. Și lăsați-mă să fac o pauză înainte de a cânta ultimul cântec, să invit în scenă un poet,
care reprezintă foarte mult ideea de unire. În sensul că românii, care de multe ori sunt acuzați unor pe bună dreptate de dezunire, câteodată se și unesc. Poetul care vine pe scenă, omul de cultură care vine pe scenă, este tocmai din Australia și Noua Zeelandă venit. Se numește, foarte românește, Daniel Ioniță și îi dau microfonul pentru câteva minute. Bun venit de peste oceane și mări. Când diavolul nu poate să intre în inimile oamenilor, intră în tehnologie. Adrian Păunescu nu m-a lăsat să plec. Eram pe drum de la Cluj la București și mi-a spus să mă opresc la Dubrovița. Sunt uimit, sunt pur și am rămas fără cuvinte. Când văd sala asta plină, atâția tineri. Și foarte tineri, excepțional. Bravo! Dar nu e politic, o să vorbesc prea mult fără să mă prezint puțin. Sunt Daniel Ioniță, am 54 de ani, sunt matusalemic comparativ cu cei mai mulți dintre voi. De fapt, nu cred că e cineva mai bătrân decât mine în sala asta. Sunt plecat din România din 1980, întâi în Noua Zeelandă și apoi în Australia, cea cu canguri, șerpi, barieră de coral, la 20.000 de kilometri. Și m-am tot gândit de după ce Andrei m-a rugat să mă opresc. Ce legătură am eu? Ce caut eu aici? Dacă aș fi în locul meu astăzi, m-aș întreba. De fapt, mă întreb chiar și eu ce caut aici. Și m-am dat seama că are sens. Face foarte mult sens să fiu aici. M-am gândit mai întâi folk-ul. Un festival de folk legat de Unirea Principatelor Țara Românească cu Moldova de la 1859 și Festivalul de Folk. Ce legătură au astea două unul cu altul? Și după aceea mi-am dat seama că, de fapt, are legătură cu fiecare dintre noi, cu dumneavoastră și cu mine. În primul rând, identitatea noastră. Da, e mica unire, îi zicem noi, dar aceasta a fost scânteia pe care mai târziu s-a putut construi Marea Unire, cea despre care a vorbit Andrei, Maia din Aur. Și fără ea, nici dumneavoastră și nici eu n-am fi fost aceiași care suntem astăzi. Trebuie să recunoaștem. Dacă nu exista scânteia asta, care a pornit totul, nu? Mai mult despre asta, puțin mai la vale, dar ce legătură are cu folcul? Poate puțin dintre dumneavoastră și amintesc, pentru că cei mai mulți, îmi pare rău să vă spun, dar nu erați pe vremea aia. Însă, muzica folk, așa cum am pomenit-o eu, și v-am spus, am câteva sute de ani, a fost cea care a păstrat identitatea noastră ca români în timpul turburi, în timpuri mai dificile, care ne-a ajutat să ne amintim cine suntem. De ce? Pentru că acești compozitori minunați de folk, și acești interpreți minunați de folk, au ales cele mai frumoase poezii românești și le-au pus pe muzică, de la Eminescu, la Ana Blandiana, la Octavian Goga, la Nichita Stănescu, la Adrian Păunescu. Au ales cele mai minunate perle și astfel ne-au ajutat în acei ani 60, 70, 80 ca să ne amintim cine suntem și care e identitatea noastră. Deci e o legătură foarte strânsă între unirea principatelor care definește identitatea noastră și muzica folk. Mai mult, pentru mine personal, și nu vreau să vă țin prea mult, pentru mine personal, muzica folk a reprezentat o frânghie importantă care m-a ținut legat de cine sunt, de identitatea mea ca român, în ultimii 35 de ani ca alte meleaguri. Cum anume? Păi, Australia are niște distanțe enorme. Ca să mergi dintr-un oraș în altul, de la Sydney la Melbourne, sunt 1000 de kilometri și vreo 10 ore de condus cu mașina. 10-11 ore de condus cu mașina. Pe acele lungi distanțe, ce faci în mașină ca să nu te plictisești și să nu faci accidente? Asculți muzică. Pentru mine, muzica favorită era muzica folk și copiii mei fiind mai mici decât mine și eu fiind șeful,
se asculta muzica care îmi plăcea mie. Ei, copiii mei crescuți la, pe alte meleaguri și fără cultura de care vă bucurați dumneavoastră, cultura română, au păstrat legătura și eu am păstrat legătura cu etosul românesc, cu cine sunt eu ca român, prin această muzică, prin această poezie aleasă de acești, de acești compozitori și interpreți de folk. Cum ar fi Valeriu Sterian sau Nicu Alifante sau Adrian Ivanitski sau Marcela Saptiu sau mai știu eu cine. Oameni care au fost descoperiți și promovați de Adrian Păunescu.